Delfinul mai reprezintă o atracție doar pentru cei care vin în portul militar Constanța de ziua marinei. Submarinul s-a scufundat ultima oară în 1996, la 10 ani după ce a fost produs. Pentru că armata nu a găsit atunci câteva milioane de dolari pentru a-i schimba acumulatorii, delfinul a rămas la cheu și este folosit doar pentru antrenament. De el se ocupă în permanență 25 de ofițeri și maiștri militari. Forțele navale îl păstrează în speranța că la un moment dat, nimeni nu știe când, România ar mai putea primi noi submarine. După ce vor fi livrate submarinele, 4-5 ani se formează echipajul ca să acționeze și să folosească corespunzător mijlocul pe care îl vei primi. Dacă se pleacă de la zero, să știți că sare de 10 ani formarea unui echipaj. Delfinul este un submarin din clasa Kilo produs în URSS. Potrivit datelor oficiale, între 1986 și 1996, delfinul a adunat 2000 de ore de scufundare în Marea Neagră și 34 de lansări de torpile și mine. În prezent, armata nu-l mai poate repara, chiar dacă ar aloca mulți bani pentru asta. În momentul de față nu mai vorbim numai de acumulatori, vorbim de multe echipamente care trebuie schimbate la bord, echipamente care nu pot fi luate sau accesate decât din Federația Rusă și vă dați seama că nu cred eu că vom putea vreodată să accesăm acele echipamente. Ministrul Apărării a semnat vara aceasta cu omologul său francez o scrisoare de intenție pentru cumpărarea a două submarine performante Scorpen. Nimeni nu știe însă când și dacă această înțelegere se va transforma într-un contract.